Numărul alarmant de mare de noi infectări de pe o zi pe alta a dus la impunerea unor noi restricții în unele județe. De exemplu, în capitală, cinematografele, restaurantele în interior și molurile au fost închise. De altfel, reprezentanții comitetelor județene cerca în situațiile de urgență să se interzică desfășurarea evenimentelor private și obligativitatea muncii de la domiciliu. La Botoșani însă, rata de incidență a numărului de noi cazuri dintr-o localitate pe mie de locuitori nu este peste 1,5, așa încât să se poate impune închiderea acestor spații comerciale. Acesta este un caz fericit. La noi, rata de contaminare pe județul Botoșani este de 0,4. Ca să închidem restaurantele și molurile și ar trebui să fim peste 1,5. În momentul de față nu se pretează la închiderea restaurantelor la Botoșani. De asemenea, localitățile care înregistrează trei cazuri la 1000 de locuitori vor intra în carantină.